Continuăm acum, dragi prieteni, cu invitați de la București. Ansamblul folcloric Cununa Carpaților, care activează în cadrul Centrului Național de Artă Tinerimea Română din București și la cârma care se află renumitul violoncelist Marin Cazacu, a urcat și acum pe scenă. Ansamblul a luat ființă în anul 1948. Cu atâta istorie în spate, nu e greu de înțeles de ce se apropie de sufletul spectatorilor și telespectatorilor. Ansamblul folcloric Cununa Carpaților.